Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela. Emisiunea Tarotela. Bine ați venit la emisiunea Tarotela. De astă dată o să vorbim, o să e emisiune la cerere pentru Powerful Woman. Vorbim despre trăsăturile, caracteristicile generale. O să fie, o să mai facem și în partea a doua a emisiunii. Trăsăturile generale ale persoanei care ne este destinată, predestinată. La cerere, pentru spectatori și pentru abonații fideli. Aveți, evident! Unde mi-e tagul? 1, 2, 3. Mă duc să-l caut până vă gândiți voi. O să pun o mică, mică, mică. Nu, nu mai pun pauză, că mi-e teamă să pun pauză. Dar pun așa camera într-o parte. Măi, dar unde am pus? Unde l-am pus? Aveam eu o chestiune. O care? Unde am pus-o, domnule? Ce făcui cu ea? Ok, sper că v-ați hotărât. Eu pun cărțile deoparte și începem cu etalarea numărul 1. Cei care ați ales floarea de crin. Floarea de crin. Da, n-am toiac. Nu trebuie fi pus. Cred că o să-l găsesc după aceea, evident. Evident că așa se întâmplă la mine. Deci, cei care ați ales floarea de crin, în primul rând, pentru mine, în acest moment, floarea de crin reprezintă o energie feminină specială. Specială în ce sens? Trezită. O energie feminină trezită, radiantă, că e sclipitoare. E o floare, totuși. Și floarea reprezintă, evident, e un simbol feminin. Personajul, că e bărbat, că e femeie, și-a dezvoltat această latură feminină. Chiar dacă e bărbat, cred, rămâne să vedem. Așa cred eu, rămâne să vedem. Și-a dezvoltat această latură intuitivă, sensibilă, delicată. Cu ce să încep? Hai să începem cu spiritul animalelor, care îmi place la maxim. La maxim. Asta ce a fost la capătul setului de... elefantul, da. Am vorbit de spiritualitate? Am vorbit. Chakra a cincea a inimii, da. Chakra inimii este deschisă. Este deschisă sau, dacă nu este deschisă, unul dintre voi își va deschide chakra inimii, voi sau ei, în această conexiune. Regele de foc, elefantul, Ganesha, am zis că e o energie divină feminină, pe de-o parte, care s-ar putea așa simt, să mai văd ca să și confirm, să trezească și energia masculină sau invers, energia masculină divină, dacă este lucrată, dacă are chakra a cincea deschisă, va deschide și energia feminină. Înțelegeți? Haideți asta așa pe scurt. Haideți să mai vedem ce mesaje vin. Take a chance on love. Do something for someone. Chakra a cincea. Uite, eu am zis a inimii. Nu fi fost întâmplător, dar chakra a cincea este, de fapt, vishuddhi, este comunicarea. Interesant, vedeți ce schimbare de perspectivă, dar rămâne valabil și ce am spus. Evident că nu s-a întâmplat așa. Din cealaltă serie de cărți ce a venit, au venit invers, interesant, dar o să le pun în poziție fiziologică. A venit animale, consiliere. Ce a mai venit? Ce mai aveți? Ce poate fi, domnule, când vorbim de suflete predestinate, ce poate fi mai expresiv decât doi de apă, sufletele perechi? Ia, să pun și blitz, da? Ce frumos e! Ce superb, vreau și eu! Da, suflet pereche, eroul, semn de foc, semn de foc. Să fie o legătură emoțională clar, profundă, în care vă treziți această, vă deschideți cel puțin, unul dintre voi își va deschide această chakra a inimii. Dacă până acum... Dar și totuși v-ați ales floarea de crin. Eu, în acest moment, așa simt și vă rog frumos să-mi confirmați. Simt că voi, prin feminitatea voastră, prin intuiția voastră, prin energia frumoasă și pură, că asta e floarea de crin, reprezintă Fecioara Maria, da, o energie pură, da, radiați și îi ajutați pe ei să-și deschidă acea chakră a inimii despre care am vorbit. Și ajutați într-un fel sau altul să comunice altfel decât au comunicat până acum, de la suflet la suflet.
Ei fiind niște oameni foarte activi, plini de pasiune, de determinați să-și învingă fricile, pentru că e elefantul care distruge blocajele din destinul nostru, din calea destinului. Ei sunt oameni foarte determinați să lupte și să crească, să fie erou vieții voastre, vreau să zic al vieții lor, dar în primul rând, ori să devină, ori să-și dorească, la un moment dat să devină, da? Să fie eroul vieții voastre. Asta în conexiune cu energia feminină care este deja trezită, da? Focul acesta, dacă iniția se va manifesta la nivel sexual, în timp, am vorbit de chakra comunicării, va depăși chiar 5, 6, 4, 5, 6, va ajunge până la al treilea ochi. E frumos ce se pregătește. Haideți să vedem ce alte cărți ați mai primit. Asul de spade, valetul de cupe și cavalerul de monede. Haideți să vedem. Animale și consiliere. Interesant ce simt. Deci ați primit, do something for someone, fă ceva pentru cineva. Oferă atenția unui personaj, numărul 41. 4 și cu 1, 5 aduce schimbare. Schimbarea aceasta va aduce șansa la dragoste. Haideți să vă povestesc cum simt eu această energie. Sper să nu mă lungesc prea mult, să fiu mai eficientă, da? Simt că partea feminină, că e femeie, da, va face un gest de blândețe, de prietenie, va arăta prietenie părții masculine. Deși evident că poate să fie și invers. Cei care ați ascultat, în primul rând, cei care ați ales, în primul rând, voi. Repet, poate să fie și invers, pentru că așa se întâmplă. Dar, în momentul în care faceți acest gest de amabilitate, oferiți atenție cuiva care simt că nu a primit asemenea atenție și delicatețe până acum, până atunci, nu? Da? Le veți deschide inima, cum am zis mai devreme, rămâne valabilă, și veți ajuta să comunice adevărul, pasiunea, tot ce simt, și să-și dea o șansă, să vă dați o șansă la dragoste, să intrați în această călătorie fizică, spirituală, sufletească, pasională, da? Către noi orizonturi, către un portal, un nou portal, o nouă dimensiune împreună. Interesant, 2 și cu 3, 5, deci 5 de 2 ori, 5, 5, 5, ia uite, de 3 ori 5. Se va produce o schimbare clar în viața unuia dintre voi. Din seria aceasta a venit animale invers. E clar că energia feminină iubește animalele, nu are cum să nu iubească animalele. Poate și energia masculină să iubească animalele. Dar cartea aceasta îmi sugerează puterea, trecând peste ce reprezintă, da, scopul vieții voastre, să aveți grijă de animale, de copii și chestiuni de genul ăsta. Reprezintă într-un fel sau altul, seamănă cu puterea din tarot. Faptul că a venit invers îmi spune ceva. Tocmai pentru că v-ați dezvoltat această latură feminină, să fie confundată la un moment dat cu o slăbiciune. Să fie confundată cu o slăbiciune. Și să fie o problemă de comunicare, consilier, da? În consiliere comunici, da? Să fie la un moment dat o problemă de comunicare. Dar dacă veți continua să comunicați asul de spade de la suflet la suflet și în adevăr, în dreptate, da, tot ce reprezintă asul de spade, clar, concis și totuși blând, această sabie să fie un pic mai, să fie în teacă sau într-o catifea, da? Dacă reușiți să faceți acest lucru, într-un fel sau altul, veți reuși să-i conciliați, să-i transformați, să ridicați cărțile în poziție normală. În ce sens? Să-i ajutați și pe ei să se trezească și să manifeste această latură masculină într-un mod superior, profund. Asta pentru că simt că pentru unii dintre voi, personajul, mai ales dacă e masculin, că sunt destul de femei care ascultă, are tendința să-și manifeste focul mai mult din zonele, da, de jos.
Și totuși este un om foarte puternic, fiind rege de foc, pentru unii să fie un om matur, care uneori, n-aș spune că erou imatur. Uneori are tendința să riște prea mult în viață, că asta fac eroi, riscă. Și riscând, nu mai manifestă compasiune, că asta face în această carte și în ambele se manifestă compasiune. De fapt, în toate trei se manifestă compasiune. Și dacă acest foc este manifestat negativ, da, sunt calități și în acel stadiu, însă nu se mai manifestă această compasiune, această empatie. Aici este, în relație cu voi, cred că vor, eu așa simt, rămâne de văzut în cât timp, simt că vor descoperi compasiune, blândețe prin felul în care voi acționați față de ei. Sunteți corecți și veți manifesta dreptate și câștig și victorie în această relație sufletească, de la suflet la suflet. În momentul în care le arătați, da, parte din sufletul vostru, do something for someone, exact ca la valetul de cupe, da? Arătați-le o parte de suflet. Pentru că nu sunt obișnuiți. Sau când va fi, să fie. Pe de altă parte, simt că ei au tendința să fie tăioși. Da, am zis de focul masculin manifestat într-o variantă joasă, dar în timp vor descoperi alte calități în relație cu voi. Ei au tendința să fie raționali. Deciși cu eroul și cu asul de spade și cu regele, de că am vorbit de blocaje, să distrugă orice blocaj în calea, eu știu, hotărârilor pe care le iau. Însă cred, eu așa simt. Simt că în relație cu voi vor descoperi această latură emoțională și își vor dori să vă ofere și ei parte din sufletelul lor. Vor descoperi că au suflet, nu doar rațiune și pasiune. Și în momentul în care veți împărtăși valetul de cupe, dar și cupa voastră și cupa lor, da, veți manifesta această uniune a sufletelor, da? Această tandrețe și delicatețe pe care ei nu cred că au mai simțit-o, sau rămâne să vedem, să fim pe aproape, Doamne ajută. Vor dori să manifeste practic o relație de lungă durată stabilă, evident, că aveți nevoie de relații stabile, că asta căutăm, sufletul predestinat, suflete perechi, da? Dar care nu se întâlnesc doar pentru un timp, ci să aibă victorie într-o relație de lungă durată. Și nu ține doar de relație de lungă durată, nici de victorie, ține și foarte mult de suflet. Take a chance on love. Își vor da această șansă la dragoste. Pentru că ți-a apărut voi sau veți apare în viața lor. Poate că unii dintre voi consiliați de felul vostru sau aveți aceste calități. Poate că unii dintre voi aveți o putere specială, dar pe care acest personaj o va considera la un moment dat slăbiciune. Dar, tocmai pentru că aveți putere, veți reuși să îmblânziți fiara într-un fel sau altul. Aici este o fiară, da? Și nici cu elefantul nu ți-e ușor, că este unul dintre animalele cele mai puternice, da? Veți reuși să îmblânziți acest personaj, da? Că asta de fapt face personajul. Îmblânzește. Pentru că ei de ce sunt așa? Pentru că au trecut prin foarte multe și există o doză de frică. Aici vreau să despre asta vreau să spun la erou. Erou își învinge frica și arată acea latură plină de curaj, de personaj care își asumă riscurile. E în stare să și moară pentru un ideal, că de fapt asta fac eroi. Dar asta nu înseamnă că n-au frici. Da? Însă, nu-i suficient.
Trebuie să-și vindece fricile și cred că, în relație cu voi, își vor vindeca, pentru că valetul de cupe reprezintă vindecare într-un fel sau altul, o cupă, da? Aici la fel, un moment de compasiune, de empatie, comunicare, de la sufletel la sufletel, da? Puteți să, s-ar putea, interesant, voi să-i priviți în ochi și să simțiți toate aceste lucruri pe care le-am spus. Chiar dacă ei vor arăta ca niște persoane impozante, probabil pentru unii vor fi și persoane de categorie grea, adică înalți, binefăcuți, cu o forță și mentală și fizică deosebită, în stare să spargă orice blocaj. Mai ales că au și semn de pământ. Probabil că există o combinație între semn de pământ și foc, pământ și aer. Rămâne de văzut în harta lor natală cum va fi. Dacă îi veți vedea așa rațional și dur și tăioși, nu uitați că au și ei un sufletel încă nedescoperit, încă un pic imatur, pentru că valetul e imatur. E un copil acolo interior, interesant că a venit și, da, cartea aceasta a venit invers. E un copil, copilul interior, care a fost învățat să se rețină și să manifeste mai multă forță. Elefantul, eroul, da? Cel care învinge tot timpul, cu sabia înainte, cu victorie înainte, ho, ho. Dar nu mai vorbim de copilul din noi, de sensibilitatea pe care toți ar trebui să o avem și să o manifestăm. Fiara asta, interesant, și aici, fiara. Un personaj foarte intimidant, dar cu mare potențial. Și eu așa simt că în relație cu voi și prin comunicare cu voi, dai, voi, elementul care ați ales, elementul, vreau să zic, personajul care a ales floarea de crin, are aceste calități feminine care îl vor ajuta pe cel drag, cel predestinat să se deschidă, să crească spiritual, veți crește împreună. Și va fi hotărât, hotărâtă, să pună în practică și să lupte ca un erou pentru această relație, pentru această victorie. Se va face lumină într-un întuneric. Personajul ăsta nu e obișnuit să comunice de la suflet la suflet. Da, e interesant că e oul negru. Și totuși este înconjurat de lumină. În primul rând este lumina voastră. Voi îi înconjurați, așa văd. Voi înconjurați. Ca o mamă, da, nu, ca o mamă îi înconjurați și aici la fel, da? Și inițial, în momentul, da, faptul că a venit invers, au senzația, vor avea senzația că e o chestie de copilărie, de slăbiciune, dar în timp vor vedea că voi puteți să le vedeți în suflet, să-i ridicați, aude, să-i ridicați așa la, am zis, ridicare vibrațională și veți ajuta să manifeste și lumina din ei. Oameni precauți, uneori, nu doar dispuși să-și ia avânt. În general, precauți cu banii, vor fi precauți cu banii și vor construi cu grijă, cu răbdare, multă muncă, vor depune multă muncă fizică. În momentul în care decizi să construiască această relație cu voi. Cam atât de cam dată. O să mai facem, sper că v-a plăcut. Semne de foc ați văzut, de pământ, de apă, de aer, cam toate le-ați văzut. Haideți să vedem. Următoarea. Cam zic, vreau să fiu mai expeditivă. Cei care ați ales Phoenix-ul, pe care l-am căutat toată vara, când m-am mutat, m-am relocat de unde stăteam anul trecut, era, am crezut că l-am și pierdut. Phoenix, știți că pentru mine Phoenix și nu doar pentru mine, reprezintă ceva acolo în casa 8-a sau casa Scorpionului sau Pluto, niște aspecte foarte intense care vă ajută să vă transformați. În primul rând, voi aveți acest Phoenix, voi ați renăscut. Rămâne de văzut ce o să simt și despre ei. Posibil că și acum sunteți într-un proces de ardere a unor karme. Haideți să vedem. Deci, ce frumos, da? O
Noul cosmic, interesant, chakra a șaptea. Și lebăda era la capătul setului de cărți. Oul cosmic. Altă imagine care sugerează sufletele perechi, da? Altă imagine, vă reflectați unul în celălalt, și negativ și pozitiv. Dar acest personaj vă va încolăci, vă va proteja ca disperatul, ca disperata, pentru că veți fi ca o valoare, veți fi o valoare specială. Oul ăsta este deja colorat, nu este negru, e plin de culoare. În primul rând voi sunteți, așa simt, că sunteți foarte simpatici, foarte complexi. V-ați dezvoltat multe aspecte în voi. Rămâne de văzut ce o să mai descoperi despre ei. Și vor ține foarte mult la voi și vor vrea, vor dori foarte mult să crească, pentru că șapte este ultima chakră, să crească împreună cu voi. Și eventual, ce mai simt? Ce mai simt? Semn de apă. Iar emoții profunde. Veți comunica, veți simți ce simte unul, va simți și celălalt, bine sau rău, bine sau rău. Și dacă voi sunteți evoluați, transformați, n-au cum, mai devreme sau mai târziu se vor transforma și ei. Haideți să vedem ce alte mesaje mai vin. Deocamdată vorbesc doar din două cărți. Ia uite, iubește ceea ce ești, nu, era invers. Like attracts like, adică amabilitatea atrage amabilitate, sau, da, un gest de curtoazie atrage alt gest de curtoazie. Dacă îți dorești, dacă ți-e dor de mai multă dragoste, fii iubitor și iubește ceea ce ești. În primul rând am zis că voi vă transformați, aveți 8, da, iar 8 și 8 și Phoenix, da, casa scorpionului. Voi v-ați transformat, ați învățat să iubiți și oferiți dragoste. Se multiplică dragostea asta și ajunge să întâlniți acest personaj și să-l învățați sau să o învățați să se iubească așa cum este, că voi îi iubiți așa cum sunt, chiar dacă mai au multe de învățat și vor învăța multe în preajma voastră. E ca și când realitatea iubește proiecția. Și ei vă vor iubi așa cum sunteți. Evident. Puterea și libertatea, măi. Oameni foarte puternici, dar care își vor descoperi libertatea. Și libertatea ce înseamnă? Libertatea de gândire, creșterea spirituală, nu? Își vor găsi libertatea lângă voi. Hai să mai dăm ce alte cărți mai apar. Gândul. Wow, și 10 de spade. Interesant, 10 de spade și vorbim de putere, de 10 de spade înseamnă, știți, un ciclu de trădări, de dureri. Dureri profunde. Și voi ați trecut, vă oglindiți, asta faceți. Dacă și voi ați trecut prin niște transformări crunte și intense și imense, și ei se vor transforma. Din acest motiv va avea și loc această întâlnire. Și să nu uităm, să nu uit eu ce vreau să zic, că oamenii pe care i-ați întâlnit v-au adus mai aproape de acest personaj, chiar dacă experiențele au fost dure, transformatoare, v-au pregătit, v-au întărit, v-au dat putere, v-au învățat să vă iubiți așa cum sunteți, ca să puteți să-l ajutați pe acest personaj să închidă acest ciclu de trădări, ca să înseamnă 10 de aer și să se transforme. Iar avem simbol, da, de fluturașii care reprezintă transformare. Da. 7, pentru mine 7 numărul lui Saturn, poate asta să vă spună ceva. Din acest motiv omul va fi foarte, sau persoana respectivă va fi oarecum posesivă, dar tocmai pentru că vă iubește mult. Și îi veți învăța și să schimbe felul de gândire. Interesant. Libertatea, de fapt, am zis, libertatea este în felul în care gândim și simțim. Și asta ne dă putere. Da, ei sunt puternici, pentru că au trecut prin multe, dar și vă vor iubi tocmai pentru această drăgălășenie, pentru felul în care multiplicați dragostea și o împrăștiați în jur. Și vor vrea să crească alături de voi. Îi veți învăța să
să-și controleze gândurile și să-și întoarcă privirea și gândirea spre gândurile pozitive, da? Avem semn de aer, da? Gânduri, cuvinte și iar se confirmă că la un moment dat, poate că și voi și acum ați învățat lecția, am zis că vă oglindiți experiențele și stările, vi le simțiți, ați avut tendința să stați în gânduri care nu v-au ajutat. Sau în preajma oamenilor care aveau o gândire negativă. Și voi, pentru ce înseamnă ce aici? 18. Iar un 8. 18 înseamnă 9. Casa noua spiritualității este Jupiter. Ați învățat să lăsați în urmă, în umbră, gândurile negre să stea acolo unde trebuie să stea și v-ați întors privirea către soare, către nouă, către Jupiter. Jupiter înseamnă și eliberare. V-ați elibera de niște șabloane mentale și învățați și pe ei să se elibereze. În fine, trecând peste asta, au o putere mentală fabuloasă. O putere mentală fabuloasă și de a acapara, de a acapara tot ce își doresc. Așa văd acum oul cosmic. Evident că acest șarpen sugerează și o sexualitate foarte intensă. Dar nu vorbim doar despre asta. Vorbim că au și emoții profunde. Oamenii ăștia sunt fideli, știu să iubească profund și vă vor iubi așa cum sunteți. Pentru că și voi ați învățat și trebuie să învățați, dacă n-ați învățat, trebuie să învățați să vă iubiți așa cum sunteți. 8 și cu 2, interesant, 10. Cred că îi veți întâlni în momentul în care începe să manifestați aceste lucruri. Unul înseamnă manifestare început, da? Să conștientizați că voi, dacă manifestați dragoste în relațiile pe care, și relații înseamnă foarte multe, deci începe să manifestați conștient această atracție a persoanei predestinate. Înțelegeți? Înțelegeți dacă sunteți isteți. Ha. 2 de monede. Am zis că va trebui să... Iar apare 8, 8, șarpele. 18, 8 și aici. Interesant. Oricum, așa cum sunt ei, sunt iubitori de libertate, chiar dacă vor trebui să se elibereze, ca să fie cu voi, vor trebui să se elibereze de ceva. Ori de un semn de aer, nu obligatoriu, ori de un mental negativ. Sau de o relație negativă. Și se vede cu 2 de monede că vor trebui să aleagă. Interesant ce văd acum. Wow, interesant. E prima oară când văd acest lucru. E o chestiune de valori. Asta pentru că aveți și împărăteasa care reprezintă Venus. Își vor schimba valorile lângă voi. Dacă până acum erau posesivi din punct de vedere material, pentru că Venus poate să fie foarte materialistă, și avem și un simbol de pământ aici, în relație cu voi vor descoperi că adevărata valoare este sufletească, emoțională și spirituală. Și aici își vor găsi ei puterea, adevărata putere și adevărata libertate. Vor depăși acest mental toxic. Și ce vreau să zic că am văzut, este prima oară când văd că aceste monede au o lumină diferită. Una este strălucitoare, alta este în umbră. Și aici trebuie să aleagă ei. Valorile terestre care sunt în umbră, gândurile negative care atrag valori negative și adevăratele valori care ne conectează la energia divină, la a șaptea chakră, la spiritualitate, la ce mai vreți voi să-i spuneți? Dumnezeu, Sahasrara,
Shehina. Și aici energia feminină divină, interesant, care stă frumos pe tronul său. Aici voi ați învățat să vă iubiți, că dragostea, da? Uite, vorbim de dragoste, de amabilitate, manifestările lui Venus. Da, oameni frumoși de altfel. Oameni frumoși de altfel. Dar eu cred că această trezire se va produce împreună. Așa cred. O perioadă simt că vor fi într-o altă relație cu 10 de spade și 2 de monede și atunci iar vor trebui să aleagă pe voi sau relația respectivă. Oricum, vă vor vedea ca pe un înger pe pământ. Și așa și sunteți unii sau trebuie să deveniți. Și în momentul în care le veți da această șansă să fiți împreună, se vor lupta cât vor putea să vă protejeze și să vă asigure tot ce aveți nevoie. Vorbim de Venus, de nevoi materiale și de nevoi materiale. Oricum, cum vor fi ei? Vor gândi de 2 ori înainte să acționeze. Am zis că sunt posesiv, sunt posesiv. Și 7 de bâte într-un fel sau altul e posesiv. Iau de 7 și 7 iar se regăsește. Posesiv vor fi clar. Puternici. Și nu doar fizic, și mental, extrem, cu gândul, extrem de puternici. Frumoși. Un corp frumos. Dacă sunt femei, le vor place să se aranjeze, să se îmbrace frumos și ca bărbați, nu neapărat ca femei, dar în mod special. Și ca bărbați, le vor place să aibă haine de calitate. Și să se poarte cu autoritate, cu puterea și împărăteasa. Au tendința să se poarte cu autoritate, dar cu blândețe. Această putere o arată într-un mod temperat. Asta pentru că, repet, vă oglindiți. Chiar dacă încă n-au descoperit acea latură spirituală și emoțională, o vor descoperi lângă voi, totuși au puterea să fie diplomați. În acest moment văd împărăteasa diplomată, felul în care vorbesc și își impun autoritatea sau gândurile sau dorințele, o vor face într-un mod blând și totuși autoritar. Vor fi în conexiune cu pământul, interesant, le vor place să stea afară, să muncească afară, să se zbată. Le place să se zbate, să se lupte, dar nu vor să câștige de prima oară, adică nu că nu vor. Nu vor să... Le place lupta. S-ar putea să știe și niște arte marțiale unii dintre ei, mai ales dacă-s bărbați. Ce le place? Îmi scapă cuvântul, că uneori nu mi-aduc aminte tot ce trebuie să spun. Mai îmi vin idei și după etalare. Da, le place să cucerească. Așa că lăsați-vă cucerite, mai ales dacă voi vă simțiți aici împărătese. Dacă nu, urmează în momentul în care veți fi, în momentul în care vă veți transforma, atunci vă veți întâlni cu acest personaj. Și unul și altul veți învăța tot ce am spus, unul de la altul, într-o formă sau alta. Poate unul este mai spiritual, altul este mai materialist. Și vă veți echilibra calitățile despre care am vorbit. Like attracts like. Veți fi amabil, vor fi amabil. Veți fi iubitor, vor fi iubitori. Veți fi... Unor veți fi unul, veți fi autoritari, alteori și vă vor urma sfaturile, alteori ei vor fi autoritari și le veți urma sfaturile. Dar asta pentru că ați înțeles că împreună sunteți puternici. Și că, mare grijă să nu vă îndepărtați de esența voastră, pentru că, am zis, sunt oameni puternici. Trebuie să rămâneți în energia voastră pe care ați reușit să o transformați.
să vă iubiți oricând, pentru că într-o relație sunt discuții, dar oricând să vă iubiți. Aveți un om puternic, să nu vă lăsați intimidați de această putere. Am zis acaparant. Acaparant, ce aici sunt culorile împărătesei. Învățați-i în momentul în care vă înfășoară în energia lor să vă lase loc de mișcare, să vă lase loc de manifestare. Sunt foarte combativi așa. Nu știu de ce în această relație simt că doamna este extrem de frumoasă, radiază. El nu este chiar atât, însă radiază forță, da? Putere. Ia uite ce hotărât este, ce determinat. Și s-ar putea să fie pentru unii, așa simt, pentru unii să fie și o diferență de clasă. Pentru că cărțile astea vorbesc despre el sau ea, dar și despre voi. Să fie o diferență de clasă. Însă, repet, împreună să fiți puternici. Libertatea. E o libertate pe care numai lângă ei o veți găsi. La un moment dat, poate nu din prima, adică de la prima întâlnire, poate nici de la a doua întâlnire, simt că în timp veți reuși să găsiți această libertate de a fi voi, în pofida tensiunilor care ar putea să fie la un moment dat între voi sau în viața voastră separat sau împreună, pentru că sunteți puternici. Doamnele sunt ca niște amazone. Doamnele sunt ca niște amazone. Am personaj feminin. Eu așa simt că doamnele vor conduce acest domn, chiar dacă este el puternic. Cu blândețe, evident. Cum se zice? O mână de fier într-o mânușă de catifea. Așa simt. Deocamdată o să mai facem. Haideți să vedem și următoarea. Mi-a plăcut propunerea. Mi-a plăcut propunerea. Atunci am văzut semn de pământ, marcaj de foc, iar cu gândul și cu 10 de aer, semn de aer, dar nu obligatoriu. Avem și apă, toate elementele, apă. Bine, evident că fiind două personaje, din două trebuie să se găsească toate elementele, da? Ok. Haideți să vedem a treia etalare, al treilea număr. Cei care ați ales medalionul persan. Evident că ascultând emisiunea Tarotela, și nu doar Tarotela, mai sunt și alte emisiuni frumoase pe YouTube, mai ales la capitolul sau secțiunea Tarot. Sunteți oameni care căutați spiritualitatea, pentru că toate, și eu căutând am numai medalioane de genul ăsta, dar fiind totuși un 4 și 8, că de fapt este 8 steaua cu 8 cruci, cu 8 colțuri. Sunteți oameni stabili, vă doriți stabilitate și 8 înseamnă transformare. Va fi ceva legat de stabilitate, transformarea conceptului de stabilitate, eventual. Rămâne de văzut ce mai e. Roșu și albastru, știți că sunt culorile flăcărilor gemene, roșu și albastru. Personajul ăsta este foc. Și într-un fel sau altul mi-aduce aminte de prima etalare, dar nu e obligatoriu să o ascultați decât dacă v-ați ales voi mai multe numere, două numere. Oare cum seamănă? Acolo am vorbit despre chakra inimii, dar apare aici chakra a patra, inima. Și pantera. Wow, periculoși de pasionali. Și totuși, în sufletul lor este acest ou de aur, este o valoare. Că au descoperit-o, că n-au descoperit-o, iar variază. Wow. S-ar putea, pentru unii, acest personaj să vă urmărească o perioadă. Dar mare grijă, că nu se apropie nimeni de voi când sunteți lângă acest personaj. Sunteți fără limită. Wow, pantera. Au un corp frumos. Pantera este puternică, elegantă, misterioasă. E pantera neagră. Probabil că le place negru. Au tendința să se îmbrace în negru.
Au un corp foarte lucrat la sală. Dinți frumoși, văd. Dinți frumoși. Cred că atunci când fac dragoste cu voi, au tendința să muște. Bine, când vor face dragoste cu voi. Ia uite, regina de foc iar apare și 6 de aer, interesant. Iar apare semn de foc. Și 6 de aer. Timp să decidă. Călătorie. Pentru unii simt că vă veți întâlni în timpul unei călătorii. Călătoria asta poate să însemne și călătorie virtuală, să vă întâlniți pe calculator, pe internet, vreau să zic. Poate într-un aeroport pentru alții, nu obligatoriu, poate să fie chiar și într-un metro, nu contează, în timpul unei călătorii. Pentru unii. Dar, repet, poate să fie o călătorie virtuală. Timp să decideți. Își vor lua timp să decidă implicarea în relația cu voi. Își vor lua timp să decidă. Ok, hai să vorbim. Îmi cer scuze că a trebuit să pun pauză. Sper să nu se decaleze sunetul, cum mi se mai întâmplă. O situație foarte ciudată. Îmi scăpase cățelul și a trebuit să mă duc să-l caut. Am zis că e un timp de decizie. La un moment dat vă veți separa. Separare vorbește și 6 de spade. Am zis bine, 6 de spade. Știți că e o călătorie în noapte. Dacă nu știți, vă zic eu. E o călătorie în noapte. E un moment în care va trebui să călătoriți sau să călătorească din noapte înspre lumină. Acest personaj va trebui să-și găsească dragostea, să-și deschidă chakra a patra a inimii în relație cu voi. Pentru că sunt obișnuiți să-și manifeste tot așa focul. Sunt foarte cuceritori, foarte frumoși, foarte sexuali, foarte pasionali și s-ar putea să le distragă atenția. Un pic gâfâi și, repet, o să fie un moment în care vă veți separa și apoi vă veți regăsi. Mi-a scăpat cățelul, până la urmă a venit singur. Și probabil că dacă, probabil, așa simt, va veni înapoi la voi acest personaj după ce vă veți separa un timp și după ce va înțelege timp de decizie. După ce va înțelege că trebuie să aleagă dragostea, da? Dragostea, chakra a patra, să-și deschidă inima. Și nu ego. Aici, în privire, se simte o ferocitate extremă. Da, sunt frumoși, sunt pasionali, sunt creativi, însă manifestă această energie, o perioadă o va manifesta într-un sens negativ. Vor trebui să renunțe la ego, să-și descopere dragostea, choose love. Și să înțeleagă că sunt fără limită. Să înțeleagă că, de fapt, cum manifestăm din dragoste, manifestăm tot. Cățelul a revenit, evident. Și probabil că o să revină și ei în viața voastră după acea separare. Și vor reveni cu mai multă pasiune. Cu mai multă pasiune. Interesant. Sunteți fără limită. Acest individ sau individă are un potențial imens de manifestare. Imens, fără limite. 4. Puterea de a pune în practică tot acest foc. Însă va trebui să înțeleagă că doar prin dragoste putem manifesta cele mai frumoase lucruri în viață, nu din ego. E interesant. 8 de cupe. Am vorbit, băi, dar ce chestie, cum se leagă. De o separare apare iar 8 de cupe. Și timp de decizie. Păi, nu se poate. Și gâfă în continuare că am alergat după cățel, dar până la urmă a revenit singură. Și spânzuratul ce înseamnă acum? Schimbare de perspectivă, regăsirea credinței și luminii interioare. 12. 12. Poate după 12 săptămâni. Cine știe după cât timp? Sau poate după 2 ani, 2 luni. 2 luni e cam prea puțin ca un om să se schimbe. În fine, va trebui timp de decizie, să-și facă noi planuri de viitor alături de voi și să înțeleagă că sunt fără limite în această putere de expansiune. Regina de foc poate să fie și semnul săgetătorului. Interesant. Zic interesant că am văzut altceva. Adică să aibă dorința să se extindă, nu doar să se impună cum are tendința berbecul sau leul, da. Și totuși foarte creativă persoană, în creativitate fără limită, în orice, fără limită. 8 de cupe, merge către 9, trebuie să învețe să se iubească și să aleagă, ce am zis, iar 9, săgetător, extinderea orizonturilor. Și nu doar săgetător, este și Jupiter, este casa a 12-a peștilor, extinderea
spiritualității, schimbarea perspectivelor, să înțeleagă că unor trebuie să faci și sacrificii pentru lucruri frumoase, într-adevăr. Suntem fără limită chiar și în această stare. Chiar și în această stare ciudată. Dar clar că face fitness. Se agață, face acolo ce face. Clar. Cu spânzuratul și pantera. Și va trebui să decidă între voi și alt personaj care ține pe loc. Sau, dacă nu-i personaj, un stil de a-și manifesta focul de care am zis, focul egotic sau focul spiritual. Va trebui să lase în spate iar timp de decizie, oarecum, un echilibru între lumină și întuneric. Să lase întunericul și să intre către lumină, să-și deschidă chakra. Dar să manifeste această regină, e o regină, da, poate fi seducătoare. Până devine regină, e o seducătoare. Personajul acesta s-ar putea să vă seducă, dar țineți-vă echilibru 4, pentru că ei trebuie să se transforme. Am vorbit de 4 și de 8. 8 înseamnă transformare, da? Timp de decizie. Planete în Scorpion cu 8 de cupe. Dar, repet, într-o altă formă, nici nu mai știu cum am exprimat până acum, găfăind, trebuie să se transforme emoțional în această separare. Pentru că voi împreună, iar, voi împreună sunteți fără limită. Sunt două lebede, știți că sunt sufletele perechi. Sufletele care stau împreună până la moarte. Așa sunt lebedele. Și iar e energia feminină care inspiră. Energie nu neapărat femeia, energia feminină care inspiră să aibă o nouă viziune. Da, să vadă nu din ego, ci din inimă. Poți să vezi, știți că inima are memorie. Să-și aducă aminte, că 8 înseamnă transformare emoțională, să-și aducă aminte ce ați mai simțit împreună, choose love, și să vă aleagă pe voi și să aleagă dragostea prin voi, alegându-vă pe voi. Să învețe să-și facă decizii, să-și ia deciziile din dragoste, nu din ambiție, nu din dorința de a conduce, de a domina, de a vâna. E un vânător acest personaj. E un vânător de noapte. Probabil că îi place viața de noapte. O perioadă. Îi place să atragă atenția, clar. Repet, personaj foarte frumos de altfel. Dar și periculos până se transformă. Ați văzut că și pantera poate fi domesticită. Și de ce mă gândesc eu acum la... Era o melodie, Black Cat, Janet Jackson. Da, probabil că au tendința să fie și mai militari, oarecum. Da, interesant. Da, e o chestie de autoritate. O tendință negativă în ei, care trebuie transformată cu 8. Iar e carte de noapte. Va fi o noapte. Sau, interesant, pe de-o parte, hai să termin ideea. Va fi o noapte în acest timp de decizii pentru ei. Vă întâlniți, le aduceți lumina, schimbarea, într-un fel sau altul, le deschideți, le atingeți sufletul cu vibrația voastră și încep să simtă, aoleu, am inimă, aoleu, îmi bate inima în preajma cuiva, aoleu, aoleu, aoleu. Și vor pleca la un moment dat. Poate și voi plecați. E o separare. Și în această separare va fi decizia luată și schimbarea de perspectivă. Vor înțelege și sacrificiile voastre și sacrificiile pe care, eu știu, sau relațiile stagnante în care au stat, vor înțelege multe. Poate că vor face yoga, spânzurat în acest moment, vor învăța să facă yoga, își vor deschide inima într-un fel sau altul și... Da... Și vă vor vedea într-o altă lumină. Deși cu nu 3, 3 și 4. 3 călătorie, dar 3 înseamnă și comunicare. 2, 3, 4. Interesant. Cam atât, dragii mei, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Am alergat după asta mică, Hansuka, de mi-au ieșit... N-a ieșit nimic. În fine, e drăguț că am terminat etalarea.
Vă pup, uf, și vă doresc dragoste și tot ce e mai frumos. Ciao, ciao!